Final periculos pentru CSM Ploiești. Oana Ionescu, una dintre jucătoarele echipei, a fost lovită în plex la ultima fază a meciului cu HCM Baia Mare. Din cauza incidentului, handbalista respira foarte greu, astfel că a fost nevoie de intervenția staffului medical și a celui de pe ambulanță, care i-a aplicat masca de oxigen. Pentru mai multă siguranță, Ionescu a fost transportată la spital, apoi, după investigații amănunțite, a fost trimis acasă. Pe teren propriu, jocul ploieștenilor a fost bun timp de 40 de minute. În această perioadă au stat aproape de Băimărence și chiar le-au condus. Însă la 10 minute după pauză a început potopul de goluri, în timp ce gazdele au fost în secetă timp de 13 minute. Duna Simentu a fost cea mai eficientă pentru HCM cu 10 goluri, iar de la CSM tot cu 4 goluri și Chiricuță tot cu atâtea, dar de la 7 metri. Cea mai bună apărătoare a României și-a găsit timp în pauză să discute și cu Leul Galben-Albastru, mascota echipei ploieștene. CSM Ploiești, HCM Baia Mare, 20-31 în primul meci din sferturile de final ale Ligii Naționale de Handbal Feminin. Săptămâna viitoare, miercuri, CSM-ul va juca la Baia Mare și dacă va pierde, nu va mai fi nevoie de un al treilea meci care s-ar disputa vineri.